Demiterea lui Vlad Voiculescu a dus la o criză a coaliției de guvernare. Vicepremierul Dan Barna a anunțat că nu îl mai susține pe premierul Florin Câțu, dar și că refuză să fie ministru interimar al sănătății. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Prima TV, Dan Barna s-a arătat revoltat atât de demiterea lui Vlad Voiculescu, cât și de felul în care liberalii au decis acest lucru. A fost o decizie unilaterală a premierului, luată fără să fie existat niciun fel de consultare cu USR Plus sau cu mine în calitate de premier. Ne-am întâlnit dimineață la guvern și mi-a transmis că a luat această decizie de demitere a ministrului Vlad Voiculescu, că a trimis-o deja la președinte. Practic m-a informat despre o decizie pe care a luat-o fără, repet, să existe vreun fel de consultare sau dialog anterior. Astfel că de astăzi Alianța USR Plus a decis să nu-l mai susțină politic pe premierul Florin Câțu. Am avut o discuție și cu președintele legată de găsirea soluției pentru situația de interimat. Și acest anunț din această dimineață era unul care a fost făcut fără ca măcar să fi fost întrebat sau informat. Tensiunile dintre partidele coaliției l-au făcut pe președintele Klaus Iohannis să convoace pentru mâine o ședință cu PNL, USR Plus și UDMR. Potrivit unor surse de la Palatul Victoria, reprezentanții USR vor cere înlocuirea imediată a premierului Florin Câțu cu președintele PNL, Ludovic Orban.